Radu Andrei Tudor vă prezintă Telejurnalul. Bună seara, urmăriți principalul telejurnal al zilei, bilanț umbru al victimelor din România. 34 de decese au fost anunțate în ultimele 24 de ore, iar acum numărul total trece de 600 de morți. Intrăm în detalii în câteva momente, începem însă cu titlurile ediției. Un detașament al jandarmeriei din Craiova a fost retras din misiuni după un prim caz de COVID-19 și mai mulți jandarmi sunt în autoizolare. Iar la Galați, oamenii din două cartiere sunt alertați și rugați să stea în casă din cauza transmiterii rapide a virusului. Încercarea de a testa gratuit o întreagă comunitate din județul Bihor s-a lăsat cu scandal pentru că mulți au refuzat recoltarea probelor. Acum comuna din care provin și în care s-au înregistrat mai multe cazuri de infectări e păzită de jandarmi. Mare atenție la un atac informatic la care suntem cu toții expuși dacă avem aplicații bancare pe telefon. SRI avertizează că un virus troian ne preia datele dacă deschidem mesaje capcană cu informații despre COVID-19. 601 este cel mai recent bilanț al deceselor provocate de infecția cu noul coronavirus în țara noastră. 22 au fost anunțate în urmă cu puțin timp. Numărul total al celor care au contractat virusul se apropie cu cifrele de astăzi de 10.700. Nu este niciun motiv de relaxare, chiar dacă sunt puțin peste 200 de noi cazuri. Astăzi, spitalele mari din mai multe orașe din țară au fost verificate de Ministrul Sănătății. Nelu Tătaru vrea să se asigure că se respectă circuitele și că există echipamente medicale. Unitatea din Sibiu se închide temporar după identificare care a mai multor cazuri de COVID-19, iar la Craiova un jandarm din Brigada Mobilă a fost depistat pozitiv împreună cu membrii ai familiei. Se răspândește rapid noul virus în două cartiere din Galați. Oamenii sunt rugați să evite cât pot deplasările. Ministrul Sănătății a verificat spitale din Ploiești și Brașov, dar a fost și la Sfântul Gheorghe, unde spitalul este destinat pacienților cu COVID din județele Covasna și Brașov. Asta în condițiile în care Brașovul este unul dintre județele cu aproape 400 de cazuri de COVID. Am vrut să văd dacă sunt echipamente, dacă sunt materiale sanitare, dacă există circuit. Am discutat cu personal medical de aici, era o problemă vis-a-vis de circuite, vis-a-vis de atitudinea unor pacienți care nu respectă aceste circuite sau își asumă anumite riscuri și pleacă, sau își asumă anumite riscuri și merg pe anumite circuite. Este o problemă care va trebui să o discut cu Direcția de Sănătate Publică, dar după ce voi face o evaluare completă. Managerul spitalului spune că unitatea are stocuri suficiente de materiale, echipamente de protecție și aparatura necesară, dar ar fi vrut să îi pună câteva întrebări Ministrului Sănătății legate de activitatea spitalului după 15 mai. Cum trebuie noi ca și spitale să ne pregătim pentru perioada următoare și în ceea ce privește organizarea activității, cât și în ceea ce privește finanțarea pe perioada următoare a spitalelor, care au această destinație de tratament al pacienților COVID și suspect COVID, cum suntem noi. Spitalul CF Sibiu a fost închis temporar după ce 2 pacienți și 4 cadre medicale au fost confirmate cu COVID. Pacienții care nu sunt infectați au fost externați sau transferați. Direcția de Sănătate Publică Sibiu, împreună cu Spitalul General Căi Ferate Sibiu, au decis ca începând de astăzi, 25 aprilie, unitatea sanitară să fie închise temporar pentru efectuarea dezinfecției, dar și pentru testarea întregului personal al spitalului. Un jandarm din Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a fost și el confirmat pozitiv cu COVID. De 2 zile este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova împreună cu alte 2 persoane din familie. DSP Dolj a început o anchetă epidemiologică, iar 17 persoane care au venit în contact direct cu jandarmul au fost izolate la domiciliu. Ceilalți jandarmi din detașament nu mai pleacă în misiuni până la finalizarea anchetei epidemiologice. Și în Caracal este un focar COVID-19. O fabrică de confecție a fost închisă după ce 7 angajate au fost confirmate pozitiv. Sursa de infectare a angajatelor este o contabilă. Toți ceilalți angajați trebuie acum să stea în izolare. Cele 7 persoane testate pozitiv au fost internate în spital, pentru restul angajaților companiei fiind stabilită măsura de izolare la domiciliu. Virusul se răspândește rapid în Galați, unde este deja transmitere comunitară. Autoritățile le cer în mod special locuitorilor din 2 cartiere să renunțe pe cât posibil la deplasări, iar dacă merg la magazin sau la piață, să poarte măști, mănuși și să stea la distanță de cel puțin 1,5 metri față de alte persoane. În Galați sunt 380 de persoane depistate pozitiv cu coronavirus. 33 au decedat, cele mai multe fiind din cele 2 cămine de bătrâni din oraș.
Informații suplimentare referitoare la evoluția îmbolnăvirilor cu noul tip de coronavirus, precum și măsurile pe care le puteți lua pentru a nu vă infecta, sunt accesibile pe pagina de Facebook Știrile TVR, scanând QR-codul afișat în acest moment pe ecran. Prima acțiune de testare comunitară pentru coronavirus gratuită din țară s-a lăsat cu scandal. Mai multe persoane dintr-o comunitate de rom din județul Bihor au refuzat să fie testate și chiar au încins o petrecere afară, fără să respecte vreo regulă de distanțare socială. Câțiva s-au conformat doar după ce autoritățile le-au spus că vor fi puși cu toții în carantină sub paza jandarmilor. Comuna Vadu Crișului din județul Bihor. Aici își duce viața o comunitate numeroasă de romi, peste 500 de suflete, mulți sunt însă plecați la muncă în afară și nu s-au întors în această perioadă. Acum câteva zile, patru localnici, printre care și un bulibaș, au fost confirmați cu noul coronavirus. Ei au fost internați de urgență, iar în localitate au început anchetele epidemiologice. Autoritățile au decis să-i testeze pe toți cei din comunitatea romă. Au fost primite însă cu ostilitate. Inspectorii sanitari de la DSP, împreună cu angajați de la Spitalul Orășenesc Alești, au mers joi în comunitate. Au fost instalate corturi și instruit personalul, pentru ca prima acțiune de testare în masă, ce presupunea doar recoltarea de probe biologice, să se desfășoare ca la carte, pentru toți cei aproximativ 400 de oameni. Acțiunea a fost însă un eșec. Joi am vrut o testare, au refuzat în masă testarea, 4 persoane depistate pozitiv. Câți aveți izolați? 100 persoane. Contact direct cu cei 4. Sunt 4 familii care nu vrea ca să accepte că ei au fost pe dâncolo. Au fost în Scoție și au zis că au văzut la televizor că le duce în spitale și le frică că le omoară. Confruntate cu acest refuz general, autoritățile au luat în calcul punerea în carantină a tuturor locuitorilor din comunitate și păzirea lor de către jandarmi. Între timp, oamenii au revenit la sentimente mai bune, iar astăzi, circa 130 dintre ei au acceptat testarea. Cei mai mulți însă refuză în continuare. Astfel de intervenții de obicei se pregătesc înainte, mai ales în momentul în care ai în vedere și niște comunități cu un specific cultural și un clivaj educațional, evident. Trebuie să te dai pe înțelesul lor. Acolo nu avem decât efectul ignoranței și efectul proastei conlucrări între instituții și reprezentanții comunității locale. Comuna Vadu Crișului a fost prima localitate din județ testată prin metoda pooling, o modalitate de verificare eficientă și mult mai rapidă decât cele folosite până acum. Se face o singură analiză, respectiv testarea mai multor persoane într-o singură probă. În cazul confirmării, grupul testat pozitiv va fi divizat în grupe mai mici și retestat până la identificarea tuturor persoanelor pozitive. Până când vor veni rezultatele testelor, zona este păzită de jandarmi și nimeni nu poate ieși sau intra în comunitate, decât dacă are motive bine întemeiate. Românii continuă să plece în vestul Europei pentru contracte sezoniere în agricultură. La Timișoara au fost umplute 2 avioane cu cei care susțin că au de lucru în Germania. Îmbarcarea nu a fost însă lipsită de incidente. Ce s-a întâmplat? Vă spun în câteva momente în telejurnal. Echipa de voluntari români formată din medici și asistenți români s-a întors din Italia. Mai bine de 2 săptămâni au lucrat în spitalele din Lombardia, cea mai afectată zonă din peninsulă, cot la cot cu colegii de acolo. A fost o experiență pe care o vor putea împărtăși celor de acasă. O experiență pentru care și-au pus viața în pericol și care îi va marca poate multă vreme. Meseria, îmi ador meseria. Suntem mândri de ei, de misiunea sfântă pe care au executat-o. La ora 16, avionul militar Spartan a aterizat pe pista bazei 90 din Otopeni. Decolase dimineață spre peninsulă pentru a duce 90.000 de măști, un nou ajutor pe care România îl oferă Italiei în această perioadă în care țara e devastată de teribilul virus. La întoarcere, aeronava a adus acasă echipa de eroi care au ales să meargă în infern și să salveze vieți. Sunt medicii și asistenții români care au stat 2 săptămâni în spitalele din Lombardia. Toată echipa medicală putem spune că a făcut față misiunii cu succes, că a reușit să transmită un plus de încredere atât cetățenilor României, cât și cetățenilor membrilor statelor Uniunii Europene. Împreună întotdeauna putem fi mai buni. Lupta lor în aceste momente extrem de complicate nu a trecut neobservată. Ambasadorul Italiei la București a ținut să le mulțumească pentru efortul pe care l-au depus. We're fighting the same war and these troops
are the forward troops, the ones who are parachuted beyond the enemy lines. And it's not by chance that, unfortunately, we've had so many casualties among health workers. So it's with a deep feeling of thankfulness that I greet them back as I greeted them on their departure to Italy. La revenirea în țară, medicii și asistenții voluntari au fost întâmpinați de mai mulți oficiali, printre care ministrul sănătății și premierul. Le transmit respectul, aprecierea mea și de asemenea le mulțumesc enorm pentru faptul că au transmis o imagine extrem de frumoasă despre România, nu numai în Italia, ci și la nivel european. În avionul de transport militar care a adus echipa de voluntari din nou pe pământ românesc și-a mai făcut loc un alt gest impresionant. Cele 5 ventilatoare pulmonare și mii de echipamente donate de Papa Francisc au fost transportate și vor ajunge în zilele următoare în spitalele românești. Test de răbdare pentru un tânăr din Piatra Neamț este internat de aproape 6 săptămâni la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, după ce a fost confirmat cu noul coronavirus. În toată această perioadă s-a simțit bine, nu a avut niciun simptom și nu mai primește tratament. Doar că testele repetate ies mereu pozitive. Toată lumea, când mă vede, mă întreabă că nu-și dau seama cum de rezist, pentru că sunt unii care au aproximativ o săptămână plus minus și deja simt că o iau razna. Andrei Scrab a fost confirmat pozitiv pe data de 17 martie. Se autoizolase cu 6 zile înainte, după ce mai mulți participanți de la campionatul național de dans sportiv, pe care îl organizase la Piatra Neamț, au început să prezinte simptome de COVID-19. După test a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași și de atunci au trecut săptămâni în care Andrei trece cu bine prin boală, fără simptome. Dar duce în paralel și un război al nervilor. Din păcate am în jur de 12-13 teste, nu le mai rețin exact, din care doar un test a fost negativ, unul neconcludent și restul toate sunt pozitive. Eu sunt și fost sportiv, nu înțeleg de ce nu reușește corpul să elimine acest virus. Încărcătura virală este mică, ea este detectată pentru că aparatul este de ultimă generație, dar de ce trebuie să mai și stea în spital? Pentru că acești pacienți reprezintă încă surse posibile de infecții. Andrei a trimis o scrisoare ministrului sănătății în care îl roagă pe Nelu Tătaru să permită externarea pacienților asimptomatici care au posibilitatea să se autoizoleze în propriile locuințe. După atât timp încep să cedez psihic, având în vedere că eu în continuare sunt fără tratament, starea mea de sănătate este bună, aș avea posibilitatea să mă izolez, am un apartament în care nu stă nimeni. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași spune că perioada lungă de spitalizare a lui Andrei nu este o surpriză. Mai multe cadre medicale au avut nevoie de perioade între 4 și 6 săptămâni să se vindece complet. Două noi curse au decolat de pe aeroportul internațional din Timișoara cu destinația Germania. 240 de români au plecat să lucreze acolo. Sunt oameni din mai multe județe, iar unii dintre ei susțin că au contracte de muncă cu o firmă germană de mai bine de 10 ani. De la Timișoara au plecat două aeronave, una spre Karlsruhe, iar cealaltă la Nuremberg. Pasagerii sunt români care merg la cules de căpșuni și sparanghel. Nu sunt la primele angajamente în Germania. Eu lucrez acolo, sunt angajată din anul 2008. Am mers la început ca sezonier, eram încă studentă, am terminat engleză germană și m-am pricopsit cu serviciul ăsta. Să merită să mergem, pentru că cel puțin eu merg de 17 ani la firma aceasta. N-am dat greș cu absolut nimic. Banii la timp. De ce dați pe oră? 9 euro. Este o fermă micuță, muncim 8-10 ore maxim. Mai vor fi și alte curse? Este o procedură foarte bine pusă la punct. Ei ne cer aprobarea pentru zbor, după care noi verificăm dacă se respectă distanța conform ordonanței, distanța de 4 ore între zboruri. Și dacă este în regulă, vin și zboară. La îmbarcare a fost și un incident. Unui bărbat i s-a făcut rău. Un bărbat de 38 de ani care se pregătea să plece cu zborul comunitar, deoarece era nemâncat de ieri, de după masă, și zbura și pentru prima dată cu avion, a făcut un episod lipotimic pe fond de hipoglicemie și hipocalcemie. După ce l-au consultat, medicii au stabilit că bărbatul trebuie dus la spital pentru mai multe investigații medicale.
Măsurile de relaxare pregătite de guvern pentru perioada de după 15 mai stârnesc îngrijorare în rândul mediului de afaceri. Managerii avertizează că pot apărea probleme neprevăzute. Unii consideră că verificarea temperaturii a angajaților nu este relevantă pentru asimptomatici, de exemplu, și ar fi mai bine să continue regimul de muncă de acasă pentru a preveni orice risc de îmbolnăvire. Sediile corporațiilor din nordul capitalei sunt goale de mai bine de o lună. Primii salariați ar putea reveni la birou după 15 mai, odată cu ridicarea stării de urgență. Dar la intrare se va face un triaj. Angajaților li se va lua temperatura cu termometrul electronic. Cine are temperatură mai mare de 37 de grade nu intră în clădire. Managerii așteaptă revenirea la normal, mai ales că economia este puternic afectată în această perioadă. Avertizează însă că pot apărea probleme neașteptate. Dar ce facem cu cei asimptomatici? Cei care n-au febră, care nu tușesc, și mi s-a părut din prima o măsură insuficient de sigură. Poate are febră din altă cauză. Pentru moment, noi luăm în calcul continuarea lucrurilor de acasă. Și hotelurile ar urma să se deschidă după 15 mai. O variantă de lucru este ca hotelierii să cazeze câte o singură persoană într-o cameră, cu excepția familiilor. Patronii se tem însă că triajul nu este suficient. Vom curăța altfel o cameră, spre exemplu, vom livra micul dejun în altă formă, lucrăm la niște standarde de operare, la niște norme de operare mult mai în detaliu, care să ne permită să micșorăm riscurile atât pentru client, cât și pentru angajații noștri. Și pe aeroporturi, termoscanerele care verifică temperatura vor fi montate și la plecări. Pasagerii cu simptome de COVID nu vor fi lăsați să urce în avion. Nimeni nu știe însă cum și dacă vor recupera banii. Există totuși răceli, viroze, probleme stomatologice care pot genera temperaturi. Aici e mai complicat. Ar fi bine să fie o reglementare europeană care să stabilească procedurile în astfel de situații. Pentru moment, pe cele 16 aeroporturi din țară sunt montate doar 20 de scanere din cele 35 achiziționate de guvern. Premierul spune că măsurile de relaxare sunt în evaluare. Nu se poate face o relaxare bruscă, ci trebuie să fie făcută o relaxare în etape, cu relaxarea acolo unde riscul epidemiologic e cel mai mic și cu măsuri foarte ferme. Cafenelele, barurile și restaurantele mai rămân închise o perioadă și după ridicarea stării de urgență. Klaus Iohannis și Donald Trump au avut o discuție la telefon despre evoluția crizei COVID-19. Convorbirea s-a purtat la solicitarea președintelui Statelor Unite. Klaus Iohannis i-a mulțumit lui Trump pentru ajutorul pe care Statele Unite ni l-au acordat la utilizarea avioanelor NATO pentru transportul unor echipamente medicale. Președintele american a promis că va trimite în România ventilatoare pentru dotarea spitalelor. În România au ajuns deja un aparat de testare PCR și $800.000 destinați luptei cu coronavirusul. Klaus Iohannis i-a transmis lui Trump condoleanțe pentru pierderile semnificative de vieți omenești din cauza pandemiei și l-a asigurat de solidaritatea României cu poporul american. Respect celor din linia întâi, televiziunea română luminează turnul TVR în semn de prețuire pentru cei care dau primii piept cu noul tip de coronavirus. În fiecare seară, în telejurnale, prezentăm secvențe din munca lor, din viața lor. Drumul spre linia frontului este gratis. Asta vor să transmită prin gestul lor taximetriștii care transportă cadre medicale fără bani. Plătesc destul prin faptul că merg în spital și luptă să salveze oameni de un inamic invizibil. O spun cu mâna pe inimă cei care trăiesc din șoferie, dar știu ce înseamnă lipsurile, dar și solidaritatea. Urmăriți un reportaj de Ana Maria Stancu și George Malciolu. Mulțumesc, 491 în 2 minute. Gheorghe Neagu are 39 de ani și face taximetrie în timpul liber. Când nu este la serviciu, duce constanțenii cu mașina unde au nevoie. Cursele nu mai sunt multe și nici profitul ca altă dată. Chiar dacă veniturile i-au scăzut considerabil, nu uită că mai important decât câștigul e omenia. Așa că nu ia niciun ban cadrelor medicale pe care le transportă. Încercăm din toate puterile noastre să-i ajutăm. Țara trece printr-o reală criză și dacă noi nu suntem cu toții alături de aceste cadre medicale, trăim degeaba. Adică trebuie să facem ceva, să fim uniți, să... La fel ca Gheorghe Neagu, alți taximetriști s-au alăturat demersului. Transportă gratuit cadrele medicale de la spital sau de la ambulanță. E un ajutor important pentru că toți încearcă să evite pe cât posibil transportul în comun și, desigur, contaminarea.
O parte dintre colegele noastre, o mică parte, circulă cu taxiul, vin de la domiciliu cu taxiul. Această inițiativă a unor constanțeni este binevenită pentru că, evitând mijloace de transport în comun, evităm să intrăm în contact cu mai multe persoane și scădem probabilitatea de a ne îmbolnăvi. Gheorghe Neagu are acasă 2 copii și al treilea este pe drum. Are nevoie de bani, însă crede că mai important este exemplul pe care îl dă copiilor lui. În plus, știe și ce înseamnă lupta cu virusul ucigaș. Sora lui e asistentă medicală. De la ea a aflat cât de greu e o zi în linia întâi. Sora mea lucrează la Spitalul de Infecțioase Constanța și îmi spune că e foarte greu să stai 4-5 ore în costumul acela, fără să mergi la toaletă, fără să bei apă. Medicii și asistentele pe care le duce la muncă sau acasă au vrut nu odată să-i dea bani, ne spune Gheorghe Neagu. Nu i-a primit. A pornit aparatul, dar cursa nu a încasat-o. Mă bucură faptul că ajută persoanele, mai ales cadrele medicale, cu toate că poate face 50 de lei sau 70 de lei pe zi dacă îi face. Chiar îl susțin în continuare să ducă cadrele medicale gratuit. Aceste persoane trebuie să ajungă și dumneavoastră în siguranță acasă și într-un timp cât mai scurt, ca să se poată odihni, să se reîntoarcă cu forțe noi la muncă. Și atunci noi zicem că e o idee bună să-i ajutăm. De un singur lucru e nevoie pentru ca o cursă să fie gratuită, de legitimația de serviciu. Apoi șoferii se întorc în stațiile de taxi cu satisfacția lucrului bine făcut și cu speranța că într-o zi totul va reveni la normal. Fiecare gând bun contează în această perioadă, cu el construim punți peste starea de urgență și le aducem zâmbete pe chipurile celor care luptă în aceste momente pentru viață. Mulțumiri cadrelor medicale care lucrează zi de zi, în prima linie, pentru vindecarea bolnavilor infectați cu noul virus COVID-19. Trebuie să le mulțumim și celor care lucrează zilnic 10-12 ore în laboratoare pentru a efectua testele de depistare a infecției cu COVID-19. Dragii mei, îngeri în alb cu chip luminos în zi de mare luptă, eu vă doresc mult bine, putere, sănătate, forță să vă găsească, lumea să vă fie aproape, Dumnezeu să vă ocrotească și să rămâneți așa până când virusul va ceda. Ne puteți spune povestea celor pe care îi cunoașteți și sunt acum la datorie? Scrieți-ne pe numărul de WhatsApp 0733 508 076 sau pe pagina de Facebook Știrile TVR. Fiecare mesaj, fiecare încurajare, fiecare mulțumesc contează pentru a le arăta respect celor din linia întâi. Româncile care lucrează la curățenie în casele spaniolilor au ajuns într-o situație limită. Nu mai au voie să meargă la lucru și nici bani nu câștigă. Salvarea ar putea veni de la guvern. În ce condiții, vedeți în telejurnal. Serviciul Român de Informații ne avertizează că hackerii profită de dorința oamenilor de a fi cât mai informați despre coronavirus și vânează aplicațiile de internet banking. Distribuie un mesaj de tip text prin care utilizatorii sunt îndemnați să descarce informații despre SARS-CoV-2. Odată accesat linkul, dispozitivul este infectat și hackerii au acces la datele bancare. Detalii secrete COVID-19 este mesajul cu care hackerii ispitesc pe utilizatori să deschidă un link capcană care conține un virus de tip troian. Cerberus Android Banker fură informații din aplicațiile de tip internet banking. Este vorba despre o aplicație ce infectează telefoanele cu sistemul de operare Android. Odată descărcată aplicația și instalată, poate avea acces la toate datele de pe telefon, poate avea acces la aplicațiile bancare. SRI recomandă verificarea tuturor conturilor bancare pentru a depista eventualele accesări neautorizate. Iar în cazul în care aveți suspiciuni că dispozitivul dumneavoastră a fost infectat, trebuie să-l resetați și să schimbați parolele aplicațiilor de tip internet banking. Specialiștii atrag atenția că este foarte important, mai ales acum, să fim atenți din ce surse ne informăm pe internet. În luna martie, cred că am văzut o creștere de 5 ori comparativ cu luna februarie a atacurilor oportuniste ce conțin coronavirus. Și aici vorbim nu doar de aplicații pentru telefoanele mobile, ci vorbim inclusiv de mesaje de tip e-mail, acele spamuri nesolicitate pe care le primim. Preventiv, nu accesați linkurile care vă promit informații secrete despre noul virus. Informațiile sigure se găsesc în primul rând pe site-urile instituțiilor de sănătate publică. Vântul a făcut prăpăd în satul mare, zburau bucăți din acoperișuri de pe bloc și de pe case. S-au rupt copaci care au căzut pe carosabil și fire de înaltă tensiune. Inspectoratul pentru situații de urgență din satul mare anunță că nu au fost înregistrate victime. Astfel de fenomene se vor înregistra și în orele următoare, potrivit meteorologilor care au emis un cod portocaliu de vânt puternic.
Incendiu de vegetație în localitatea Muntele Bocului din comuna Clujeană Băișoara. Au fost afectate 3 hectare de pădure după ce s-a pierdut controlul asupra unei acțiuni de curățare a vegetației uscate. Pompierii au intervenit mai bine de 4 ore pentru stingerea tuturor focarelor și au reușit să evite extinderea flăcărilor dincolo de limitele în care a fost găsit. A fost cutremur noaptea trecută în zona seismică Vrancea. A avut magnitudine 5 și s-a produs la câteva minute după ora 1, la o adâncime de 23 de kilometri. Seismul produs la o adâncime destul de mică, de 23 de kilometri, i-a trezit pe mai mulți gălățeni, în special pe cei care locuiesc la bloc, unde mișcarea telurică s-a simțit cel mai tare. La 1 noapte eram la fel. Eu am o masă cu niște tăbliașe. Când îți fac alea danga-danga, mi-am dat seama. Doamne, m-am trezit instantaneu când a început să... Și a fost puternic totuși. A avut un moment când a fost puternic. Nu s-au înregistrat pagube materiale și nici replici ale seismului. Deși cutremurul a fost unul destul de puternic, gălățenii nu au intrat în panică, motiv pentru care la serviciul de urgență 112 nu s-a înregistrat niciun apel. Specialiștii spun că astfel de fenomene sunt normale pentru zona seismică Vrancea, aici având loc nu doar cu tremure adânci, dar și de suprafață. A fost un cutremur de suprafață la granița dintre regiunea seismică Vrancea și regiunea seismică Galați. De obicei, în zona respectivă se produc cutremure de magnitudinea aceasta. Ultimul cutremur de 5,2 pe scara Richter s-a produs pe 31 ianuarie. Româncele care lucrează la curățenie în casele spaniole sunt într-o situație disperată. Nu mai au voie să lucreze. Au rămas fără bani, iar ajutorul promis de guvern ar putea ajunge abia în luna iulie. Facturile și chiriile nu pot aștepta însă până atunci, așa că multe persoane cer sprijinul serviciilor sociale. Urmăriți un reportaj în exclusivitate din Spania pentru TVR. Începând din luna martie, de când s-a dat starea de urgență, multe dintre noi am rămas fără venit, fără bani. Și încă nu se pot depune formularele pentru ajutoare. N-am putut ieși afară din case de atâta timp și nu am putut beneficia de niciun ajutor. Cum vom putea supraviețui? Dacă în urmă cu câțiva ani puteam să ne plătim singure toate taxele lunare pentru asigurare, acum legea obligă familiile angajatoare să facă acest lucru. Acestea sunt câteva dintre mărturiile româncelor care nu au mai avut voie să iasă din casă pentru a munci pe perioada stării de urgență. La sfârșitul lunii martie, guvernul spaniol anunța în pachetul de măsuri economice un ajutor financiar acordat în premieră celor peste 600.000 de angajate din serviciul domestic. Las personas trabajadoras del hogar, la gran mayoría mujeres, hacen un trabajo importantísimo y por desgracia muy poco reconocido, limpiando, cocinando, cuidando niños o a personas mayores. No puede ser que otra vez las grandes olvidadas en lo que se refiere a los derechos sociales y la protección social. În realitate însă exact acești angajați au fost puși pe lista de așteptare a ajutoarelor sociale. Deși timpul de soluționare a dosarelor ar fi trebuit să fie până la sfârșitul lunii aprilie, nimeni nu poate accesa încă acești bani. S-a aprobat un ajutor de 550 de euro în principiu, care este aproximativ 70% din baza de cotizație. Se aude că banii se vor da prin iulie, cine știe, dacă nu se va prelungi. În toată această perioadă nu pot lucra, nu au alte venituri. Autoritățile române din Spania sunt în legătură cu asociațiile și bisericile pentru a identifica și ajuta persoanele vulnerabile în această perioadă. Într-un comunicat pentru știrile TVR, reprezentanții Ambasadei României ne-au transmis că au primit numeroase solicitări de sprijin, mai ales din partea românilor care nu au contract de muncă și nu au dreptul la șomaj sau alte forme de asistență socială, pe care i-au ajutat cu cazare, transport și chiar alimente. Din Spania, pentru Telejurnal, Oana Dobrescu. Binele rezistă în timp, o dovedesc platformele născute dintr-o nevoie urgentă, aceea de a face legături între oamenii în această perioadă. Tinerii creativi din spatele lor, care au reușit într-un timp record să-i unească pe cei aflați în nevoie și pe cei dispuși să ajute, vor ca proiectele lor să nu se oprească aici, ci să rămână la dispoziția oamenilor care vor avea nevoie și pe viitor de cineva care să-i ajute cu unele cumpărături sau medicamente. Bună ziua, Adrian de la vecinul tău. Ok, mulțumesc. Vecinul s-a mutat în spațiul virtual și a devenit vecinultău.ro, o platformă pe care cu un simplu click și introducerea unei adrese afli câți voluntari sunt în apropiere, gata să te ajute cu ce ai nevoie. Ideea s-a născut dintr-o nevoie concretă unui prieten de-al nostru care stă în Londra și care la un moment dat ne-a sunat disperat să ne întrebe dacă putem să-i găsim niște voluntari
în Bârlad, de unde sunt părinții lui. Proiectul vecinultău.ro are o istorie de doar câteva săptămâni, timp în care în jur de 1400 de voluntari au reușit să răspundă la mii de apeluri. Beneficiarii, oameni care din diverse motive nu se pot deplasa în această perioadă, le transmit voluntarilor lista de cumpărături și apoi primesc acasă produsele. Și nu trebuie să achite decât valoarea bonului de casă, costul produselor. Întregul serviciu este gratuit. Aceste relații cred că vor continua, au șanse să existe și după încetarea pandemiei. După ce a devenit funcțional, proiectul a fost mereu îmbunătățit în funcție de cerințele oamenilor. Am lansat call center-ul pentru aplicație, astfel încât cine nu are internet poate suna în call center, este un număr de telefon afișat și atunci call center-ul îi găsește un voluntar din apropiere. Următorul pas este ca pe platformă să fie adăugați producători locali, de la care oamenii să se aprovizioneze cu fructe și legume proaspete. O altă platformă care își propune să-și continue misiunea și după această pandemie este Cumpărături la ușa ta. Noi ne dorim ca acest proiect să continue pentru că se numește, mai departe de Cumpărături la ușa ta, se numește Solidaritate. Noi chiar lucrăm la Coaliția România Solidară. Marian Rădună și partenerii săi au pus la punct un sistem prin care oamenii comandă pachete standard cu alimente, medicamente sau produse de igienă și la fel plătesc doar valoarea produselor. Livrarea este gratuită. Și statul ar trebui să învețe de la societatea civilă, să vadă și să aplice. Ne dorim foarte mult dezvoltarea comunităților locale, a fundațiilor comunitare. Inițiatorii acestor aplicații reușesc să strângă fonduri care să-i ajute să se dezvolte prin diverse campanii. Folosesc banii și pentru a ajuta cu alimente familii nevoiașe. Boala Batten este o boală rară neurodegenerativă. Tratamentul pentru un singur pacient este de 600.000 de euro pe an. Prin hotărâre de guvern, în lista medicamentelor compensate și gratuite au fost introduse și cele pentru tratarea acestei boli. De la 1 iunie, pacienții care urmau tratament în clinicile din Europa vor beneficia de același tratament în România. Obișnuiți, turcoaz este doar o culoare. Pentru cunoscători este simbolul bolii Batten, o afecțiune neurodegenerativă. Boala Batten, CLN2, este o boală rară. Nu mai sunt eliminate din celulă resturile celulare. Între 2 și 4 ani, copilul pierde achizițiile anterioare, vorbirea, gândirea, mersul, vederea. Fără tratament, această boală este letală. Pentru 13 familii din România, primul pas, primul cuvânt, prima mână întinsă au adus și un verdict chinuitor, un coșmar. N-o să uit niciodată momentul în care eram în cabinet și ne-a dat diagnosticul, iar soțul meu a întrebat care este speranța de viață pentru acești copii. Diagnosticul fetiței a fost ca un șoc, nici în momentul de față nu ne-am revenit. Viitorul devine astfel o imagine mult prea îndepărtată. Tratamentul pentru un singur copil costă 600.000 de euro pe an. Este o sumă uriașă. Iar neputința, disperarea, devin un strigăt de ajutor către medici din Germania, Italia sau alte țări. Nu mai știam ce să facem, încotro să o luăm și am plecat cu soția și cu fetița, lăsând în urmă acasă o fetiță și cu un băiețel de 14 ani. După aproape 3 ani, statul român aduce o rază de speranță pentru familiile cu copii diagnosticați cu boala Batten. Este vorba de 31 molecule noi care au fost introduse în lista de compensate și gratuite pentru o serie de afecțiuni necesare pacienților care sunt tratați în diferite programe de sănătate. Este de asemenea vorba și despre boala Batten. Din 1 iunie, această boală rară va putea fi tratată și în România. În clinica de neurologie pediatrică a Spitalului Alexandru Obregia există o echipă din 2 medici și 3 asistente care au fost pregătiți în străinătate. Noi suntem fericiți și așteptăm să venim acasă. Numărul cazurilor de infectare cu coronavirus a depășit 2,8 milioane la nivel global, iar numărul deceselor se apropie de 200.000. America rămâne țara cea mai îndoliată cu peste 52.000 de decese. Bilanțul zilnic al noilor cazuri este însă în scădere, ceea ce a determinat 3 state americane să anunțe măsuri de relaxare a restricțiilor, cum ar fi redeschiderea magazinelor mici. Țările europene pregătesc la rândul lor renunțarea la unele măsuri restrictive. Unele au început deja să anunțe deschiderea instituțiilor de învățământ și a micilor afaceri blocate de această criză.
Guvernul britanic a extins capacitatea de testare în masă a populației și are ca țintă 100.000 de teste pe zi. A pus la dispoziție o platformă specială unde lucrătorii din zonele cheie pot face rezervări. În prima zi, site-ul a fost luat cu asalt, iar astăzi s-a închis după câteva minute la secțiunea kiturilor de testare la domiciliu. Marea Britanie a înregistrat 200.000 de decese din cauza noului coronavirus. Testele pentru coronavirus din Marea Britanie pentru așa numiții lucrători din zonele cheie și familiile lor pot fi rezervate online prin intermediul unei platforme puse la dispoziție de guvern. La câteva ore de la lansarea programului au fost 46.000 de accesări. Doar 16.000 de persoane au reușit să facă o rezervare, iar portalul s-a închis. No, I actually registered last night for today. So, yeah, I was quite surprised how quick it was. I feel good that I've been tested, see what happens, see what comes through. Hopefully it's nothing. Specialiștii estimează că Marea Britanie înregistrează un vârf al pandemiei, iar guvernul de la Londra a crescut capacitatea de testare în masa populației. Au fost puse la dispoziție kituri de testare la domiciliu și testări din mașină, în afara testelor clasice. We set the goal of 100,000 tests per day by the end of this month. I knew when we set it that this was a challenging target. Portalul a fost redeschis azi, iar în 15 minute s-au epuizat rezervările pentru noile kituri de testare la domiciliu în Anglia. Într-o oră au fost rezervate și testele disponibile din mașină. Mai sunt locuri doar pentru Scoția. În ultimele 24 de ore au murit 813 persoane, Marea Britanie devenind, după Statele Unite, Italia, Spania și Franța, țara cu cele mai multe decese provocate de noul coronavirus. Scandal pe scena politică din Slovenia, după ce s-a aflat că firme apropiate unor membri ai guvernului au obținut contracte bănoase pentru livrarea de echipamente medicale. La una dintre aceste companii lucrează mama ministrului sloven al apărării. La selectarea firmelor, guvernul sloven sau oameni apropiați puterii ar fi făcut presiuni uriașe asupra Agenției Naționale pentru Rezervele Statului. Așa susține un avertizor de integritate angajat al agenției, care a prezentat presei și documente. Spod podobnic, directorul groziu zis gubo slujbe, ce ne va podpisa zdobnic trade nikim podietiem, kiga jaz ne poznam, nici ne. Cel mai mare beneficiar al contractelor, în total aproape 100 de milioane de euro, este o firmă la care lucrează mama ministrului sloven al apărării. De asemenea, firma fiicei unui fost membru al Parlamentului European, apropiat puterii, a semnat cu guvernul contracte avantajoase. Ni sem posredoval za posel moje hčerke. Ampak sem želel pomagati Sloveniji. În mai multe cazuri, guvernul sloven a acordat contracte prin procedură directă unor companii fără legătură cu domeniul medical, având ca obiecte activitate moda sau echipamente de birotică. Ori unor firme deținute de proprietarul unui imperiu de jocuri de noroc, spun activiștii anticorupție. Guvernul Franței pregătește un ajutor de stat istoric de miliarde de euro pentru salvarea două companii gigant, Air France și Renault, afectate de criza economică provocată de pandemie. Compania aeriană va primi 7 miliarde de euro cu titlu de împrumuturi garantate de stat. Dar nu este un cec în alb, spune ministrul francez al economiei. Air France va trebui să respecte condiții de rentabilitate și ecologice pentru ca ajutorul din banii francezilor să ajungă la ei. Iar pentru grupul Renault este pregătit un pachet similar de 5 miliarde de euro. Închiderea întreprinderilor sale din Europa, India și America de Sud a fost urmată de prăbușirea vânzărilor. Un accident spectaculos de elicopter, din fericire fără victime, a avut loc în nordul Rusiei la Yamal. Pilotul aparatului a hotărât să facă o aterizare forțată după ce a descoperit o defecțiune la motorul stâng. Terenul era însă extrem de denivelat. Elicea din spate a lovit solul, făcându-se bucăți. Echipele de intervenție au acționat foarte repede și au reușit să-i evacueze în siguranță pe toți cei 8 oameni aflați la bordul aparatului de zbor. Rămași fără clienți din cauza coronavirusului, meșterii populari din Rusia sunt nevoiți să dea dovadă de inventivitate pentru a-și mai vinde produsele. Un exemplu este celebra păpușă Matrioșca, total schimbată acum în vremuri de criză, după cum a constatat corespondentul nostru Liviu Iurea. În loc de culorile vii și optimiste, păpușa rusească ține pasul cu moda și este nevoită să poarte și ea mască. Сейчас к назлобу дня, что называется, нужно же защищаться от вирусов. Но масочка, она помогает. Поэтому она у меня сегодня будет не румяная, а вот так полезочка. Modelele obișnuite au fost lăsate deoparte, iar acum Матрешка este pictată cu imaginea stilizată a noului coronavirus. Она призывает всех носить такие повязочки, не болеть, защититься от этого нашей, от этой напасти, которая...
нагрянула на весь мир. Надеюсь, что скоро все это закончится, и мы будем снова жить прежней жизнью. Inovația în materie de design pentru păpușile Matrioșca nu prea este apreciată în Rusia. Tamara Coriova lucrează doar pentru comenzi în străinătate, venite din partea clienților dornici de suveniruri extravagante. Дядечка захотел, спросил цену. Я поставила цену, он хорошо. Можете отправить в Японию? Могу. Но отправлю, соответственно, тогда, когда карантин снимут, потому что я тогда на почте не работает. Pentru a face față pandemiei, toate regiunile din Federația Rusă au adoptat restricții graduale, în funcție de frecvența cazurilor înregistrate. Moscova rămâne pe primul loc în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri. Vârful de criză în capitala rusă este așteptat în a doua jumătate a lunii mai. Din Moscova, pentru Telejurnal, Liviu Iurea. Acum când toate activitățile culturale cu public sunt suspendate, artiștii independenți rămân aproape fără niciun venit. Sunt oameni care trăiesc din proiecte punctuale, plătiți ocazional, fără protecția unei instituții. În mod excepțional însă, pe timpul acestei crize ei au un ajutor de la stat. Dar situația ar trebui reglementată pe termen lung. Cât sunt, nimeni nu știe. Ministrul Culturii spune că va cere un recensământ al sectorului cultural independent. Carmen Lidia Vidu, regizoare și artist multimedia, activează în sectorul cultural independent de aproape 20 de ani. Am 40 de ani, undeva la vârsta de 23 de ani am început să fac regie de teatru. În acel moment eram foarte puțini artiști independenți în România, dar acum sunt zeci de mii. În 2020 vorbim de un număr atât de mare încât ar trebui ca legea muncii să fie schimbată pentru ei. În seara asta o să vorbim despre copilărie. Alt caz, aceeași incertitudine. Centrul de teatru educațional Replica din Capitală funcționează cu finanțări câștigate de la stat pentru diferite proiecte și cu bani din donații. La Centrul de teatru educațional Replica a trebuit să suspendăm activitățile pe perioada pandemiei. Marele nostru avantaj este că fiecare dintre noi e angajat și atunci cumva reușim să ne susținem. Alte țări au stabilit de mult o formă care le oferă stabilitate creatorilor independenți. Iată de pildă exemplul Franței, cu legea așa numiților intermitenți din lumea spectacolului, cu contracte neregulate care alternează perioadele de șomaj cu cele de muncă. Artiștii plătesc taxe astfel încât să primească o indemnizație și când nu au de lucru. Voi cere acest recensământ să fie făcut, să avem un termen clar când ne va putea fi prezentat public, pentru că de prea mult timp se așteaptă și iată ce utile ar fi fost aceste date dacă astăzi erau centralizate. Dacă s-ar ști câți creatori și tehnicieni sunt în sectorul cultural independent, ce surse de venit au și în ce perioade, s-ar putea gândi politici publice pe baza unor date exacte și, evident, s-ar putea iniția o lege care să le asigure protecție socială independenților. Creativii independenți și-au găsit formule de-a lungul timpului pentru a reuși să supraviețuiască și majoritatea acestor formule sunt hibride, ei fie sunt salarizați cu un salariu minim, mai câștigă bani din drepturi de autor, și au declarat un PFA. Aceste metode sunt uneori concomitente, alteori alternative. Situația precară a unui artist independent reiese și dintr-un studiu comandat de o fundație din zona dansului, pentru că statul nu are date oficiale. Studiul arată că majoritatea coregrafilor și dansatorilor independenți trăiesc din aproximativ 1500 de lei pe lună. Telejurnalul a ajuns la final, urmează știrile din sport cu Eda Marcus. Sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine seară de la ora 20. Rămâneți cu Televiziunea Română, să aveți o seară așa cum vă place.